notate della Classic. Și dacă sunt un boom, înseamnă că sunt de calitate, nu? Așa trebuie să fie. 30 de petarde, sau mă rog, petarde, nu sunt petarde pentru că sunt emițătoare de sunet. Sunt încadrate în categoria P1 și atunci sunt emițătoare de sunet. Da? Se vede aici P1, doar că focusul ăsta nu vrea să își facă treaba. Clasa P1, categoria P1. Emitter GQ. Zuskovy generator. Sound emitter. Nu avem pe engleză, nu avem. Cehă, slovacă și poloneză. Probabil cele care pleacă spre Germania, spre alte țări, sunt cu descriere în limba engleză, germană și așa mai departe. Astea le găsiți doar în Cehia, Slovacia și Polonia. Bun. Și avem un NEC total de 6 grame. De 6 grame pe tot pachetul, pe tot ce vedeți aici. Asta ar însemna 0,2 grame pe bucată. Deci 0,2 grame, nu știu, ar însemna un piccolo, ceva micuț. Și uitați cât este o petare de asta. Deci, este destul de mare. Fitil scurt, evident, nu are flamă, sau cred că nu are. Stați puțin, da, deci nu știu cât de ok se vede, dar e foarte adânc acolo unde intră și deci practic pe la jumate, mai jos de jumate unde începe gipsul, dar eu din ce am văzut de la ei, de la Classic pe YouTube, videoul de prezentare, e destul de tare la 0,2 grame. Și o să și vedem, n-are rost să facem verificare de gramaj la chestii mărunte, pentru că nu prea mă interesează. Eu zic să mergem să le testăm, să vedem. Da. Bine că a scăzut. Stați că am vrut să mai văd ceva. Unde sunt fabricate? Da, sunt fabricate în China. Și astea tot în China sunt fabricate, deci nu sunt fabricate în Europa. De obicei, care sunt fabricate în Europa au construcția aia de calitate. Astea sunt carton. Dar fiind o noutate, am zis să le cumpăr și că ar fi serie limitată. Deci nu o să se fabrice și în anii următori sau ceva de genul. Le-au fabricat special acum în 2020. Acum să vedem pe parcurs. Haidea să mergem să le și testăm. Bun, haidea să vedem ce știu emițătoarele astea de sunet. Ediție limitată, cică. Și focus, nu avem focus. Focus. Așa. Uitați. Haidea să vedem. Cam slăbuțe, zic. Nu? În schimb, sunt slăbuțe, dar au un sunet așa aparte, să zic așa. Ah, nu știu ce să zic. Uitați, asta are fitilul ieșit până din coace. Asta dă dovadă că este făcut de aparate, adică de mașinării, de scule. Nu sunt făcute separat, individual, de mâna omului, să zic așa. Cam astea au fost și cu aceste dumbumuri, ediție limitată. Să ne auzim data viitoare. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Toate cele bune. Pa, pa!